Divinit, lucru Armănescu, ca daima Ahuchim m-a amânat, fură furnie obiective către Ahuchim m-a amânat, către un andamuse cu Piața Victoriei. Mintis Ahuchim simpozionul vreau să o zăgmaș în dau zboare. Noi Armânia și avem hâștii. Îmi cer scuze, poate era bine să spun două vorbe în limba română, să nu vă supărați cei care nu înțelegeți a română. O să vorbesc mai mult în a română, măcar o dată la 100 de ani putem să facem asta. Nu este un gest de lipsă de curtoazie, este doar dorința de a respecta a românii simpli. Jițean de Aneabra că Ilișor să ai hâștii tu lumea armânească, Mazor este cu disciplina, cu lucrurlu, lucrurlu adrat cu mamutu chironinti, zuo di zuo. Nu para fu așa, adunarea de azi fu minduită cu auaș psân chiro, auaș trei stămâni. Te-ați avaș, nu și așa cum lipsea, așa cum mingheam. Am atât în pari maghini si bățiva, decât si bă psichi, nu hibă dip, ici țiva. Și că țet că mamutul tu mintea armânilor este mare ambirinare că anul unii n-au fi trebuit pe tua țăla la care lucrurile ahuhiră îți ducă hima de lumea armânească. De-ați amintuiescu că simbolic era ghinii să adăm andamuse ăsta și pistipsescu că vasim un andamuse cu aopsii. Vreau să vă zic că sunt o dau părță. Prota parte sunt un comunicări să răzățăm științifice. După va si vă adănăsim în heamă, e un cafe, în heamă Moabete și tu defti la parte va să zburați reprezentanții de la societate de nu vrem să limitim dauli cât se pentru sonii nu vreau să vă niciună presiune pe oamenii care zburăsc cu tu arălăcă asta, să răzățăm științifică. Nu vreau să vă una presiune cât e de la omul de Aradă. Am atuit un chiro, lucrurile astea nu am greacă, mas nu hibăti oamenii de Aradă. De multe ori oamenii de Aradă așteaptă țiva militantismul și andrupare de la intelectuali de ună cale. Lucrurile s-a lăxiră în heamă, tu chiro de azi intelectualii nu adară ți-a dra au așa 100 de ani. Nu sunt unintea maselor, sunt iubat din voi. Ei mutresc cu critic și cu tuvursesc cu niscântioi. De aceea, nici așa știți, nu vă cărtiți niscântioi că v-ați abzâți lucruri care va nu sunt dusesc cu anțeleții minduiți voi. Avem în cheamă probleme cu oaspeții, niscăței că-i dădea în căbai amânat. De aceea ne scânță nu putură zină. De alte furnii, alții strapsiră. La ne scânță fur și cheamă fricții. Interesul că este un chirurg ișclis, eu nu lipsește să avem mașini, să spunem, ațiații lingurii. Protul oaspitii este Evantia Bozgan, profesoară de istorie, este fărșeroată, amintată docu. V-a să adus un cuvânt ți zburaște ti Irinia, ti pacea din București și armâni. Vă să vă multu bună pe acurhită. Evantia. Mulțumesc, bine v-a fai. Pacea de la București și chestiunea română. Pacea de la București reprezintă una din gloriile diplomației românești când pe de o parte, pentru prima dată în Europa, un conflict se încheie prin negocieri directe între beligeranți, fără amestecul brutal al marilor puteri, iar pe de altă parte, propulsează România în poziția de arbitru și chiar hegemon pe scena politică balcanică. Desigur, aceasta este imaginea canonică, orgolioasă a acestui eveniment, pentru că la un examen mai atent, pacea de la București are și aspecte nevralgice. Spațiul balcanic, aflat sub dominație otomană încă la începutul secolului 20, se caracterizează printr-o extremă diversitate etnică și exacerbarea naționalismelor întreținute de tinerele state balcanice, care aveau de mai multe decenii ca obiectiv care va mobiliza întreaga societate de săvârșirea teritorială, prin includerea conaționalilor aflați încă sub regimul imperial. Imensa dificultate a realizării acestui obiectiv rezida în faptul că diversele comunități naționale aflate în Turcia europeană
cum era, de exemplu, cazul Macedoniei, nu formau locuri compacte, lesne de decupate geografic, fapt care atrăgea după sine transferarea, în cazul excluderii Imperiului Otoman din Europa, a problemei minorităților în statele balcanice. În plus, trebuie luată în considerare escaladarea rivalităților dintre diversele comunități, în paralel cu incapacitatea Imperiului de a menține securitatea în zonă. Declanșarea revoltei anti-otomane din Macedonia în 1903 a sporit climatul de insecuritate și violențele intercomunitare au devenit mai grave ca niciodată. Evident, în aceste noi condiții, guvernul de la București nu putea să nu ia în calcul trecerea de la o atitudine cuvasi-filantropică față de elementul la român din Turcia europeană la o soluție instituționalizată, bazată pe legi și care să poată răspunde mai bine nevoii de prezervare a identității naționale a românilor și de securitate a comunităților. Era deaua din mai 1905, obținută de guvernul de la București prin negocieri cu autoritățile otomane, părea să fie o bună soluție prin care legal se acorda o serie de drepturi a românilor din Imperiu, precum autonomia școlară, oficierea serviciilor religioase în limba română și posibilitatea de a participa prin alegeri la constituirea autorităților locale. Prevederile actului sultanului Abdul Hamid al II-lea păreau că privilegiază atât de mult comunitatea a română, încât Grecia, într-un context în care intervin reacțiile negative ale Patriarhiei de la Constantinopol la un debut de autonomie bisericească și protestele diplomatice ale României la incursiunile bandelor de antarți, rupe relațiile diplomatice cu Bucureștiul. Firește, actul sultanului din 1905 nu era inocent. El urmărea să fidelizeze elementul la român în condițiile în care nu se putea sconta pe loialitatea celorlalte comunități naționale balcanice, puternic sprijinite de statele mamă. Astfel că a românii s-au situat pe poziția menținerii statutului multinațional otoman și au întâmpinat favorabil reformarea și modernizarea acestuia, fapt care ar fi dus la crearea unui cadru încă și mai favorabil afirmării acestei comunități. Nimic surprinzător că a românii au sprijinit în 1908 Revoluția Junilor Turci, iar unii membri ai elitei a României au făcut carieră în noii parametri politici de după 1908, cazul cel mai notoriu fiind cel al lui Nicolae Bazaria, membru al Comitetului Uniune și Progres, apoi parlamentar și ministru în guvernul de la Istanbul. Această atitudine este alimentată de disputele intercomunitare, în care a românii erau deseori victime și de politicele statelor balcanice de deznaționalizare ale diverselor comunități românofone, deja existente pe teritoriul lor de mai multe decenii. Practic, se reproducea situația din Austro-Ungaria, unde românii din Transilvania și investiseră speranțele în autoritățile de la Viena prin temperarea politicilor asimilaționiste ale guvernelor de la Budapesta. Noua configurație politică a permis aplicarea efectivă a iradelii din 1905 și a creat condiții pentru organizarea comunității a române din Turcia. Acesta era sensul Congresului a Românilor de la Vitoria din 1910, când s-a creat eforia școalelor și bisericilor a românilor, care, potențial, putea revendica statutul de comitet național și partener de dialog cu autoritățile de la Istanbul. Această eforie, care avea sprijinul guvernului de la București, reprezenta o comunitate deloc neglijabilă numeric, după Vasile Diamandi, estimată la 720.970 de persoane. Grație politicii guvernului de la București și asistenței financiare furnizate, această relativ numeroasă comunitate dispunea, în preajma primului război balcanic, de 118 școli primare cu 119 învățători și 55 de învățătoare, un liceu, o școală superioară de comerț, o școală normală și o școală comercială, 37 de biserici și 60 de preoți. O să mai sar puțin, pentru că este 1913. Temeliile comunității a române, dar și ale guvernului de la București, în ceea ce privește comportamentul armatelor balcanice și ale formațiunilor paramilitare care le însoțeau, s-a adeverit, este vorba despre un război balcanic. Trupele aliate, mai ales cele grece și milițiile antarților, s-au dedat la distrugerea unor școli, biserici și case ale românilor, la violențele fizice și mai ales la intimidări. Unii lideri, dar și simpli membri ai comunității a române, au trebuit să-și abandoneze localitățile, unii refugiindu-se în România. La București, pentru a asista pe refugiați, s-a creat un comitet al românilor, iar în decembrie 1912, Parlamentul României a votat o lege prin care se acordau ajutoare financiare. Ajutoare bănești au distribuit Ministerul de Extern, Ministerul de Intern, dar și Societatea de Cultură Macedo-Română. Mai grav, au existat și victime în rândul românilor care se
puteau imputa armatelor balcanice și elementelor paramilitare, desigur, negate de cei responsabili și atribuite inamicilor de regulă, elementelor neregulate otomane. Un raport al Consulatului Român de la Ianina, din 8 martie 1913, conținea numele a 7 români uciși în cursul evenimentelor. Demetru Cicma, din Turia, Ghițica Cațohi, Nicolae Tambozi, din Abdera, Gheorghe Perdichi, Sterie Fusca și Pușu Papa Teodor, din Perivoi, Zisi Ioan Mușu, din Băiasa. Situația a devenit extrem de tensionată, iar intervenția statului român în aceste circunstanțe excepționale părea să fie timidă și insuficientă, factor care au dus la exasperarea unora dintre românii aflați în vechiul regat. În aprilie 1913, un tânăr român a tras asupra lui Tache Ionescu, membru în guvernul condus de Titu Maiorescu, în fond, un act demonstrativ care se lupește până la identitate cu atentatul lui Orsini contra lui Napoleon al III-lea, împăratul Franței. Din fericire pentru tânărul atentator, acestuia nu i s-a rezervat soarta lui Orsini, justiția română crezând că este mai prudent să-l achite. Într-un context volatil, în care construcția imperială otomană străia ultimele zile, a fost dificil în absența unor planificări lucide, atât pentru liderii românilor, cât și pentru guvernul de la București, să elaboreze strategii adecvate și cu mari șanse de realizare. Mai mult, apar unele diferențe între viziunea guvernanților de la București și unii fruntași a românii. Aceștia din urmă, deși Macedonia dispăruse ca entitate, fiind ocupată de trupele aliaților, militau pentru o provincie autonomă sau chiar independentă în care diversele comunități să continue să conviețuiască sub garanția marilor puteri. În schimb, guvernul român era mai atras de soluția unui stat albanez independent, în care să fie incluse cât mai multe comunități aromâne. Pentru a-și pleda opțiunea în fața cancelariilor marilor puteri, Societatea de Cultură Macedo-Română a trimis în principalele capitale o delegație condusă de George Murnu. Aceasta a întreprins în februarie-aprilie 1913 un adevărat turneu prin Budapesta, Viena, Paris, Londra, unde deja se derula conferința ambasadorilor marilor puteri, care își propuseseră să reglementeze consecințele primului război balcanic. Dacă inițial delegația a românilor susținea planului Macedoniei autonome, devenind nerealist, ulterior a aderat la punctul de vedere al guvernului de la București, referitor la formarea unui canton a românesc dotat cu drepturi de autoguvernare, atât în Uniunea Personală, aflat în Uniunea Personală cu statul albanez. Rezultatele turneului întreprins de delegație nu sunt remarcabile, cu excepția discuțiilor care avuseseră loc în capitala Franței, diplomația franceză angajându-se să susțină garantarea drepturilor naționale ale românilor și un sistem de sancțiuni garantat de marile puteri în cazul încălcărilor. Din nefericire, diplomația românească nu a fructificat dispozițiile diplomației franceze nici acum, nici cu prilejul conferinței de pace de la București. La conferința de la Londra, diplomații români primiseră dispoziție să considere prioritar obiectivul asigurării drepturilor pe care românii le obținuseră înainte de 1912. Acest lucru trebuia realizat prin crearea unei Albanii cât mai mari, în care să se regăsească localități aromâne beneficiare ale autonomiei școlare și bisericești și chiar dotate cu dreptul de autodeterminare. Aceste drepturi urmând să figureze în Constituția Albaniei, stat care urma să fie pus sub garanția marilor puteri. Soluția aceasta nu putea fi satisfăcătoare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, oricât de extins putea fi teritoriul statului albanez, majoritatea românilor ar fi rămas pe teritoriul celorlalte state balcanice. Planul Albaniei Mari, pentru care România milita insistent, nu putea să nu ducă la reacții virulente din partea celorlalte state balcanice, care doreau să-și adjudece cât mai mult din patrimoniul otoman și erau rezervate față de perspectiva înființării unui stat albanez. Și în fine, așa cum se va întâmpla, granițele Albaniei fiind trasate prin protocolul de la Florența din decembrie 1913, rolul marilor puteri va fi major și interesele României trebuiau să se adapteze intereselor acestora. Înfrântă în al doilea război balcanic, Bulgaria a acceptat la 5-18 iulie 1913, ceea ce refuzase cu ocazia negocierilor de la Sankt Petersburg, când acceptase să cedeze doar Silistra, noua frontieră propusă de România și care însemna cedarea Cadrilaterului. România dorea să obțină aici o frontieră cu valoare militară, care însă își va dezminți virtuțile 3 ani mai târziu, e vorba de primul război mondial, când armata română va suferi aici o gravă înfrângere, turtucare. Practic,
Chiar înainte de începerea conferinței de pace de la București, guvernul român își atinsese obiectivul primordial și ar fi putut să se concentreze pe problema românească. Calea aleasă de Titu Maiorescu, președintele conferinței de pace, a fost una surprinzătoare și riscantă, în contrast cu politica românească de până atunci și cu opinia publică din regat, care era mai interesată de soarta românilor din statele balcanice decât de un teritoriu cu importanță neclară. E vorba de Cadillac-Ter. Premierul român a preferat aranjamente bilaterale și nu tratarea problemei a românilor în cadrul tratatului de pace. La 18-31 iulie 1913, în urma unei discuții dintre Maiorescu și premierul grec Venizelos, ultimul acceptă dreptul pentru a românii din Grecia și chiar este de acord cu acordarea unor mănăstiri pentru monahii români de la muntele Athos. În ce privește Bulgaria, aceasta se angajase să respecte drepturile românilor, așa cum erau ele stabilite în fostul spațiu otoman, încă din noiembrie 1912, în speranța că va convinge România să-și mențină neutralitatea. Prin protocolul încheiat la Londra, în ianuarie 1913, Bulgaria reitera același angajament, inclusiv crearea unui episcopat pentru a români și dreptul României de a continua subvenționarea școlilor și bisericilor, România recunoscând implicit dreptul Bulgariei de a-și adjudeca o parte din Macedonia. Același lucru este reluat în textul protocolului încheiat între România și Bulgaria în aprilie 1913. Tratatul de la București, care se referă la fixarea frontierilor, la demobilizarea armatei bulgare, staționarea trupelor străine în Bulgaria, termenele pentru ratificare, schimbul de prizonieri de război, nu conține nici o referire la problema minorităților. S-a susținut că guvernul de la București, deși în poziție de forță, i-a lipsit fermitatea pentru a include în tratat clauze pentru protejarea a românilor. De fapt, pentru a se prezenta în fața marilor puteri, cu argumente imbatabile, problema minorităților trebuia amplu reglementată în tratat, statele asumându-și solemn respectarea acestor reglementări. Dar este probabil că naționalismele exacerbate de război și de jertfele consimțite de beligeranți interziceau acest tip de abordare. Pentru România, în acest moment, subscrierea unor drepturi culturale, religioase și a egalității politice în beneficiul minorităților ducea la regândirea radicală a politicilor față de diversele comunități etnice și religioase din vechiul regat și, în primul rând, revizuirea atitudinii față de minoritatea evreiască. Pe de altă parte, s-ar putea admite că implicarea României în evenimentele balcanice a utilizat ca pretext chestiunea românească pentru ca, de fapt, motivațiile să fie de ordin geopolitic, de echilibru de forțe și de interese strategice. Astfel spus, era vorba despre primirea Cadillac-Terului de către România. Oricum, premierul Titu Maiorescu poartă întreaga responsabilitate pentru eșecul în a proteja eficient componenta a română a Balcanilor. Chiar dacă poate fi invocată o circunstanță atenuantă, aceea de a fi fost prea diplomat. Într-adevăr, în 27 iulie 1913 a fost încheiată o înțelegere verbală între România, Grecia și Serbia privind colaborarea în cazul în care Bulgaria nu își respecta obligațiile care decurgeau din tratat, acela de a ceda candidatul României. Evident că această înțelegere să funcționeze în condițiile în care România reușise performanța de a antagoniza durabil Bulgaria, guvernul de la București trebuia să intervină discret și uneori să devină amnezic în favoarea drepturilor naționale a românilor din Grecia și Serbia. Chiar dacă rămân valabile aprecierile de debut referitoare la pacea de la București, constatarea unui reputat specialist în problemele sud-est europene, după care românii sunt perdanții evenimentelor din 1912-1913, este perfect pertinentă. Mi-am îndoit mult cum va să adrăm de adă la este andamul și bagă întrebări. Vă progresesc cu Sachi, că știți lucrurile că nu va să vă întrebări după cafe comunicare. Tu bichisita la partea asta de simpozion științific, va să lăsăm întrebări. Ama lucrurile astea îi heamă parax în câțe aua auditoriu este mintit și aua nu este un plus voluseare. Sunt uși oameni de adă, sunt uși oameni cu carte. Nu știu cum va le ghinim. A este dau lungi, lipsește să aibă, iamă și apă, iar lipsește să aibă și legătură un cu alantă. Ți va zic că tu, bitisita, la prota parte, va să lăsăm chiroti de întrebări. Vreau să vă zic că e și una cărtică ază, îngresc că o aveți tu stumă. Eu sunt tu cu venzări, ți va să-i țină
Ază la Estandamuse. E Hristusescu al Costică Venachiu, nu știu de ce ajunse la Parlament. El pânti hărciul de cartea asta. Tu tazi niși și Finirida, Finirida a comunitatele, amânarea este revista Veacli, amânarea între Europa. Va să aflați și acolo, îmi dau cuvență de Pacea de București, un articol îngrășit de Nicolae Caracota și altul îngrășit de Chiramanțu. Deftirul zburător este Raluca Tomi. Vreau să vă zic că îmi dau zboară tia. Poate e mai bine să nu mă înțelegi ce spun. Aici că se aștea mâneaște că ea stini cu chiră de bărbat al mâini, așa că nu mă s-a scap, va mea chicăsească. Voi zic că am mari tinii tira Luca, lucrează la Institutul de Istorie ale Academiei Nicolae Iorga și vă spun câți am mari tinii. Că vizui mulți oameni, tu chirolul ai stat, care s-a firiră, zina oa. Ali la lucru îți zici, mole, te plăcărsesc cu mindu-i atichini, znai, am bodiu la lucru. Și îmi zici, vazim. Va să zburească ti Gheorghe Muntean Murgoci. Vedeți ți sfeații cu omul ăsta, la anul 1913 de adun cu Nicolae Iorga și Vasile Părma, adrar Institutul de Studii Sud-Est Europene. Vași unul de psânile lucruri bune care ieșiră după polimândesea balcanice. Raluca, te rog. Vă să avem și cadrul. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc organizatorilor. Pentru invitație și pentru faptul că mi-a dat posibilitatea să vă prezint câteva notițe și însemnarea lui Gheorghe Muntean Murgoci, de care nu știam până acum două săptămâni. Acum două săptămâni, umblând în arhiva Institutului de Studii Sud-Est Europene, am dat peste aceste însemnări, care nu știu dacă sunt publicate, dar sunt foarte frumoase. O să vă prezint numai partea însemnărilor care se referă la o excursie inițiată de Gheorghe Muntean Murgoci în aprilie 1911, deci în timpul sărbătorilor pascale, în nord-estul Macedoniei. Pentru fluență am să citesc mai întâi textul și apoi am să vă prezint câteva cadre din această excursie. Excursie care a fost imortalizată într-un foarte frumos album intitulat Macedonia, scos într-o ediție bilingvă român-francez de către François Ledrun și de către fotograful Ion Voinescu. Și vă mulțumesc foarte mult! Gheorghe Muntean Murgoci, născut în 1872, mort în 1925. Om de știință cunoscut și apreciat de savanții europeni pentru contribuțiile sale la studierea geologiei, pedologiei din regiunile estice ale continentului nostru, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române, membru al Institutului de Geologie, a fost ca mulți alții din generația sa un entuziast semănător al ideilor novatoare. A fost organizator al cercetășiei, membru al Societății Turiștilor Români, publicist, s-a implicat în elaborarea reformei agrare în Basarabia, în organizarea Universității din Cluj. Nimic din ceea ce a însemnat spirit românesc nu i-a fost străin. A fost membru al Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor și membru fondator, alături de Nicolae Iorga și Vasile Părban, al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Murgoci menționa în notițele sale că dragostea față de a românii fusese sădită în liceul din Brăila, unde avusese profesor de română pe Atanasie Popescu, care a făcut și câteva cursuri în dialectul sud-dunărean. Mai târziu, la Școala Normală Superioară din București, a întâlnit câțiva tineri români de care îl va lega o prietenie trainică toată viața. Pericle Papahagi, Constantin Cosmescu se afla printre atunci. Mai trebuie amintit și manualul de geografie publicat în 1902, împreună cu Ion Popaburcă, unde există un capitol aparte dedicat românilor aflați în afara granițelor, capitol ce cuprindea noțiuni de demografie, istorie și cultură. Manualul cuprindea chiar și o hartă a Macedoniei și a țărilor vecine. Succesul lucrării, deci a apărut în 1902, a fost încununat de acordarea premiului Academiei Române. În aprilie 1911, din inițiativa lui Gheorghe Muntean Murgoci,
A fost organizată o excursie științifică cu scopul declarat, citez, a cunoaște odată acasă la ei pe acești români harnici, culti și morali, despre care toți cercetătorii scriu numai laudă. Am încheiat citatul. Excursia prima de acest fel până atunci s-a bucurat de sprijinul ministrului regatului Serbiei la București Ristici și s-a desfășurat sub patronajul Societății Turiștilor Române, al cărui președinte de onoare era Principele Ferdinand. În 1910 apăra în anualul Societății Turiștilor Români itinerarul excursiei pe zile și ore, cu detalii numeroase referitoare la așezarea geografică, istoria locală, monumentele de cultură ce urmeau a fi vizitate. Anul următor, în 1911, Murgoci împreună cu Pericle Papahagi semna broșura Turcia cu privire specială asupra Macedoniei, în care era prezentată istoria recentă a regiunii cu precizări numeroase referitoare la comunitățile de a români. În fapt, era o reeditare a capitolului din manualul din 1902, completat cu cartea școlilor românești din Turcia. Excursioniștii au fost în număr de 29. Printre ei se aflau și profesor universitar, dr. Nicolae Populescu, profesor de astronomie la Universitatea București, dr. Cei Strati, profesor de chimie la Universitatea București, ajuns mai apoi președintele Academiei Române, amiral în rezervă Vasile Useanu, un împătimit astronom. Se pare că intenționa să facă parte din acest grup de excursioniști și Vasile Pârfa, numele său găsindu-se pe lista excursioniștilor, dar nu a mai făcut această excursie. Au fost vizitate comunitățile române din vilaietele Scopie, Monastir și Salonic. Vă dau câteva repere, pentru că sunt multe localități, ca să vedeți în ce zonă s-a desfășurat excursia. Deci s-a plecat din București, la Orșova, îmbarcarea pe vapor până la Belgrad, de la Belgrad cu trenul s-a oprit în Skopje, la Veles, de aici cu trăsurile pe o șosea splendidă, este afirmația lui Murgoci, au vizitat Pârlep, apoi au plecat spre Crușova, unde a ajuns în vinerea mare. În drumul spre Vitoria s-a oprit în Resna. În Vitoria au sărbătorit Paștele, au plecat cu trăsurile spre Ohrida, unde au coposit două nopți. Pe drumul spre, de la Ohrida la Vitoria au vizitat mai multe sate, printre care Moloviște și Gopeș. De la Vitoria au luat trenul spre Salonic, unde au vizitat orașul. Unii dintre ei mergând să-și vadă rudele la vlacul Crisura, este vorba de Nicolae Populescu. Iar de la Salonic cu trenul, la Constantinopol, de aici cu vaporul la Constanța și apoi la București. O parte dintre participanți și-au scris impresiile în broșuri sau albume apărute în 1912. Despre unul dintre aceste albume v-am povestit. Cei Strati a ținut o comunicare la Academia Română în 12 mai 1911, a dat interviuri în publicațiile Vremii, Dimineața și Universul și au apărut câteva notițe de călătorie în calendarul românesc din 1912. Gheorghe Murgoci nu a avut răbdare să-și publice impresiile de călătorie, intenționa însă să publice o lucrare amplă, care urma să cuprindă două cuvântări ale sale despre români și despre observațiile asupra excursiei din 1911. Una dintre cuvântări a fost ținută la Ateneu, iar cealaltă la Casa Școală. Alături de acestea urmau fi publicate articole despre situația românilor, despre cadrilateri, apărute în diferite publicații, scurta sa călătorie pe frontul din Bulgaria și câteva opinii despre viitorul statului român. Toate aceste însemnări, cuvântări, ultimele stenografiate de Maurice Calcel, care îi stenografia și cuvântările lui Nicolae Iorga, se găsesc în arhiva Institutului de Studii Sud-Est European, arhivă găzduită de Institutul Nicolae Iorga. În toamna lui 1913, din inițiativa Ligii Culturale și a Societății de Cultură Macedo-Române, au avut loc mai multe întâlniri menite să atragă atenția asupra politicii brutale de deznaționalizare, chiar de exterminare etnică, dusă de bulgari și greci față de populația română. Murgoci și-a făcut cunoscute opiniile în articole apărute în ziarul publicația Minerva din 10 și 15 iulie 1913, intitulate sugestiv Masacrarea românilor, respectiv Împărțirea Macedoniei, pieirea românilor. Autorul critica politica timidă a statului român în raport cu populația română, arătând că în fața propagandei grecești și bulgărești, cea a statului român a fost ineficientă. Exemplificat cu statele din jurul Vitoriei, care în majoritatea lor fuseseră grecizate. Interesante sunt cele două cuvântări din noiembrie 1913, cuvântări ținute atât la Ateneu și la Casa Școală. În fața audienței numeroase de la Ateneu, Murgoci își menținea critica față de politica statului român. Citez.
Dacă era un cuvânt îndreptățit pe baza căruia puteam și trebuia să ne amestecăm în războiul Balcanii și în abaterea aliaților, era tocmai gestiunea și viitorul a românilor pe care nu ne-o putea contesta nimeni. De îndată ce, în urma succesului aliaților, s-a dat pe față planul împărțirii Macedoniei, era momentul nimerit al unei intervenții fățișe și precise. Pe această bază, tare și dreaptă, iar nu pe motivul de îndreptare a graniței Dobrogene, trebuia să pășim pe terenul de luptă și să ne arătăm puterea, să ne cerem dreptul și să ne impunem vederile de popor pașnic și civilizat între peninsula balcanică și Europa. Câteva zile mai târziu, prezenta călătoria din 1911 în fața publicului de la Casa Școală. Precita de la început că situația românilor era dramatică, aceștia, citesc, fiind prigoniți sub semnul crucii. Peste tot în regiune vizitate, citesc, ai impresia că ești într-o țară slabă, dar peste tot, în locul de frunte, în piața mare, colțul străzii, cu clădirea cea mai frumoasă, vei găsi un cuib românesc. A românul nu constituie numai partea cultă și îndeoseb comercială a acestei țări, dar îl constituie aristocrația popoarelor balcanice. Am încheiat citatul. Trebuie precizat că prezentarea lui Murgoci avea un caracter de popularizare, fiind completată de fotografii făcute de excursioniști, în special de Ion Voinescu. Este interesantă pentru că prezintă realitățile comunităților de români înainte de războaiele balcanice, dar și pentru că surprinde relațiile dintre aceștia și turci, greci, bulgari, serbi, albanezi. Excursioniștii au fost întâmpinați pretutindeni cu prietenie, ospitalitate, poate și pentru că excursia se desfășura în preajma sărbătorilor pascale. La Scopie, autorul remarca existența două grupări în sânul comunităților române. Unii erau naționaliști, filoromâni, în jur de 200 de suflete, alții mult mai numeroși erau așa numiți grecomani. Ultimii vorbeau însă românești, atât în familie cât și în afaceri de zilnice. Erau înstăriți și de câteva exemple. Frații Papa Teodosie, care avea un magazin de fierărie, de lămărie și o fabrică de cherestea la Mitroșița. Familia Dicea avea un magazin de stofe. Matei Lazăr, un magazin de coloniale. A România avea o școală și o biserică. O școală exista și în Veles, prilej pentru Murgoci de a aminti dragostea românilor pentru învățătură. Mulți dintre ei, comparativ cu alte etnii din Balcan, știau să scrie, să citească, să socotească. Pe drumul spre Prle s-au întâlnit cu mulți ciobani, au conversat în dialectul a României, iar unul dintre ei a exclamat: ajutați-ne, că admiteri suntem pierduți. În Părlep, din 20.000 de locuitori, Murgoci afirma că numai 50 de familii erau a românii, iar dintre acestea, 28 filoromâni. A românii se îndrăgiceau cu argentăria și erau considerați buni meseriași. Înainte de a intra în Cușova, au văzut celebra stânca a lacrimilor, unde se despărțeau de familii cei care plecau să-și caute rostul în străinătate. Au fost impresionați de așezarea pitorescă a Cușovei în amfiteatru. Din cei 10-12.000 de locuitori, 8.000 erau a români. Averea o făceau în străinătate, iar la maturitate se întorceau și ridicau case impresionante. Una dintre acestea avea un jur de 60-70 de camere. Exista aici o școală cu două etaje construită de un român din Piatra Neamț. În Crușova au asistat la slujba din Vinerea Mare, iar bisericile, indiferent că erau grece sau bulgărești, erau pline de a români. Au fost oaspeții mai multor familii, ocazie de a observa obiceiurile și interiorul caselor. Au sesizat mobilierul sumar, în mijlocul camerelor se afla un divan uriaș, iar pe pereți existau tablouri cu portretele familiei regale române. În Victoria a avut parte de o primire fastoasă atât din partea localnicilor, cât și din partea autorităților. Grecomanii de aici erau atotputernici, erau înstăriți, ridicați o școală foarte frumoasă. În Victoria au sărbătorit Paștele, iar apoi au plecat să viziteze satele din împrejurim, Moloviște, Târnovo, Magrova, unde predominau grecomani. Unii dintre excursioniști au ajuns în satul Gopei și aflat la 1300 metri altitudine. Unde au fost acurați atât de profesori români și de un preot și un profesor străin. Primirea excursioniștilor de către autoritățile turcești a fost exemplară. În Scopie au fost întâmpinați de valiul Halimbe. Tot aici au fost ocazia pentru diverse castele din apropiere care au aținut în parte locale. Acesta a părăsit după ce un milio se obiți să se încese din la construit și de o mică în parte. Pe ce fac acestuții au fost însoțit de efort otomat, era puterea de a rămâne de trezire față de admiralul Lusian. În Victoria au fost primit de însuții antiterii și de politători și de locuri. Pe albanezii am primit dacă albumul lui Lebron și Voinescu
atât a fi o prezentare mai mult turistică a zonei. Dacă însemnăm elevului Ioan Dea Grau, era un elev din Ploiești, se remarcau prin sinceritate și criticau poziția reprezentanților români din Vitoria, care nu cunoșteau realitățile comunităților a românești, Murgoci reușea în evocarea sa să surprindă situația românilor, dar mai ales raportul acestora cu celelalte etnii. În urmarea celor relatate, înțelegem mai bine implicarea lui Gheorghe Munteanu Murgoci în întemeierea Institutului de Studii Sud-Est Europene alături de Vasile Părban și Nicolae Iorga în anul 1913. În noiembrie același an, în Neamul Românesc, apărea apelul semnat de cei trei savanți. Noua instituție își propunea să, citez, să provoace, să îndrumeze, să ajute, să organizeze cercetarea științifică privitoare la toate țările și națiunile din regiunea carpatică și balcanică și, în genere, din sud-estul Europei și regiunile limitrofe, ținând seama și de tradițiile vechi și de interesele actuale românești. Urmează câteva fotografii. Gheorghe Munteanu Murgoci, manualul de geografie din 1902, care arată o carte despre Macedonia. Urmează două articole ale lui Gheorghe Munteanu Murgoci din publicația Minerva, primul din 10 iulie 1913, a dat o carte, al doilea din 15 iulie 1913. Acesta este planul unei viitoare care sunt intenționat să scrie o carte despre a românii, despre țara nouă, deci despre candidate, despre expediția pe care a făcut-o practic în 1913 alături de trupele române în Bulgaria și despre viitorul României. Este un proiect al unei viitoare cărți pe care probabil n-am mai apucat să o fac. De aici, practic, încep fotografiile din timpul excursiei. Sunt fotografii preluate din albumul lui Lebrun și Ioan Voinescu, din calendarul a românesc din 1912 și din broșura lui Constantin Istrati, apărută tot în 1912. Piața Mare din Skopje. Este o culă medievală din Skopje. Palatul Pașe de lângă Skopje, acolo fiul s-a sinucit din dragoste pentru o franțuzaică. Delegația, deci excursioniștii a Garării Skopje, în centru se află vadul de guvernatorul Halil Bey, Pimiran Bereș sau Beles. În centru se remarcă figura lui Constantin Istrati, e singurul care îl cunosc, că are barbă, seamănă oarecum cu Iorga. Stadă mare în Beleș, caravana excursioniștilor spre Pârlep. Vedeți, escorta turcească, au avut la dispoziție 20 de trăsuri. Iarăși, caravana e legiunea muntoasă, vedeți că o parte dintre ei merge jos. Escorta e undeva în spate. Îmi pare rău că nu sunt fotografii de foarte bună rezoluție, dar sunt din acea perioadă. Poate la Academie s-ar găsi fotografii, la secția de stampe, dar, repet, sunt la începutul cercetării, 2 săptămâni. Sper să iasă ceva frumos. Deci, Pârlep, am găsit cu mai multe grafii, nu știu care sunt cea mai bună. Deci, casa cea fantastică a românului grecoman, 60 de tame din Pârlep, piață Pârlep. Mănăstirea Varoș, unde a fost servis de acel bulgar care se pare că a fost implicat în asasinarea profesorului Ștefan Iveiran în 1900. Ruinele bisericii Sfântul Dumitru din Varoș. Nu știu dacă aceste ruini mai există și astăzi, de aceea sunt foarte importante aceste fotografii, pentru că rețin monumente care pur și simplu probabil au dispărut. Aceasta mă găsie foarte frumoasă, vreau să spun că a fost. Bulgari. Deci figuri de țărași bulgari. Cred că se uită foarte mirat spre camera de avalată de fotografia. Crușova. Cu cele două biserici, una făcută de a românii naționaliști, una făcută de romani, se văd. Excursioniști în Crușova,
iubirea lor, care a fost impresionantă peste tot unde au fost. O biserică din Crușova distrusă în 1903, bombardată, Școala Română din Crușova, primirea în Vitoria, care iarăși a fost pastoasă, iarăși se remarcă figura lui Istrat din Tentru, Pechei în Vitoria, strada Resna, Resna, se pare că era originea Niazii Bey, unul dintre conducătorii junilor turci, de care se despart Dr. Constantin Istrati. Niazii Bey este cea din stânga, și imagini. Biserica Română din Oprida, stradă din Oprida, case de lemn, stil turcesc. Asta iarăși era o fotografie foarte frumoasă, dacă remarcați, grupul acela în centru, poate e rămas de casă. Dacă era frumoasă, ar fi și ceva deosebit, din punct de vedere artistic. Biserica Sfântului Ioan din Oprida, Moroviște, imagine din Moroviște, Gopeș. Este o hartă pe care am găsit-o printre cărțile lui Gheorghe Mutanu Urboci și probabil a folosit-o și el în 1913, când a prezentat la Casa Școalelor, ne-a prezentat excursia cu răspândirea românilor și școlilor. Punctele roșii reprezintă școlile românești. Și ultimul cadru, m-a gândit că e frumos să încheiem cu figuri de arunce. Vă mulțumesc frumos! Mersi mult, Aruca. Absurd, bani că zăsi că e zor, că dau stămâni să dar un cuvânt de specifică salami. Tățeai Hristusescu, motuși de Alicia, armânli care vor să îndreagă un lucru, lipsoaște să-i smintuiască, că sintaxitorii au ananghii de chiro, ca să îndreagă un cuvânt. Și nu mai că au ananghii de chiro, au ananghii de a poa să-i zgadă de si sunt o alatu, si nu, și au ananghii de a poa și din multe corelări. Textul, de aceea textul al lui Raluca nu va la flața oa, că mă rata aia Mizil BTC, am avea un lucru nou și îi Hristusesc cu multul tițeată. Am o plăcărie tip voi, știu că va fi bună zuă greauă, se cheamă lungă. Vă aduc aminte că va fi bună pauză, vă puteți beți un cafe și vă adică tipsiți în cheamă. Am o plăcărie să tinisim o aspiți și vă plăcăsesc cu telefoanele, mas puteți linclideți. E masul linclideți, bani nu si avdă. Nu si avdă hala cu alu. Trei oaspeți le avem azi. Este Enache Tușa. Ta să dăm un grudiu la toți. Ta să dăm un Nică și Caia și mas era textul la lui Turcarte, cartea va era jumătate. Am mai este nu zic că textul este bun. Ia spun textul acolo. Dar lipsește zgâdesc ca fi unul cât va lipsește și cât nu. Bun. Nici să-i dau zborul, voi mai zic că cum ați zis. Lasă-o Nicola să nu să zborască și apare eu. Îi plăcăsesc că este oaspele mine a dar Arada și este Arada tatu. Lipsește și fronul. Enache îngrepsii una teză de doctorat care la fel mult bună, oare și cu el aua. Îți cânti cu mărți din textul de asuntul din teza de doctorat. Țin că am văzut că aua, noi mai mulți armând din România, sunt un fărmăcați îmbirinați prin România. Și tu ne scânti lucrurile au îndreptate. Am greșesc cu un lucru. A greșesc cu că fură și consecințe interesante la ții sfeați atunci. Sigur că va fi România alătusi că loc cadrilaterul, că ți amintă, n-amintă ți-va locul acel în Chiru și amintă un ehtru, amintă vârgăria ca ehtru. Și tu, totul poni mondial al 1916, totul ca aia, așcherea română Chiru, 30 de milioane tu în zuă, cu un dezastru. Știi, noi armânii fu una consecință mutoară, că ți grupul armân din vârgărie Chiru, aproape a Chiru, mai sunt unica la 1.000-3.000 de armâni acolo și asta e limpidit ca este un grup armânescu chiar. Sigur, că n-ai mai mult să vină rătul România și cum le zățeam vârgăreani, armânii din vârgărie, sunt o lumachea, va mai vârtoasă din România, ama acolo lucrurile chirură.
Consecința interesantă este că aici se armâni vineră cadrilater și acolo s-a drăună sinteză armânească din tutti lumăchile de armâni, fășiroți, grămosteani, pindeni. Bănară de adunt una patridă care nu a avut răcană oară și interesant că din lumachia țea să amintăm minarea dixana distintarea armânilor. Tuța ții care a luptară nu s-a amintară fără de alta cur, poate era amintați ninti. A mai criscură acolo și acolo s-a cunoscură de adunt și mintea lor acolo să amintă. Tută minarea dixana deșteptare vine de la aici sarmâni care vine la cadrilater. Și asta este una gimi și mult interesantă. Vași așifu tihia. E la chetușa. Aristo, mult Alex. Eu vă să zboresc ca românești. Nu ați zboresc tu gina românești. Noi, bărul meu, Alex, este un caz special. Noi nu mai zborăm românești, că așa ți vine Arada. Alții a zburăsc cu Niga Malai ca noi. Mai eu vă să zburăsc cu Armâneaști, eu nu vă să aflu zbor la Armâneaști, vă alexesc cu pațelii românești. Vasa Culhiescu, cu un protest, ți-o aflai pe Hina pe net, vis-a-vis de Andamus a avea la Muzeul Literaturii. Și Nică Lisele și Ficiole de acolo, Nică Lisi și Alex și un soț și te-ar mâna mea zburăsc cu oricând și oriunde. Că în ea stai hari, eu armân, voi să zburăsc cu Armâneaști, voi să ne limba, dialectul, așa cum vor, ca fiul și zâng, mă asuținem, și alături și adresul. Tora Vasa Culhiescu Cățe, că ea este un fuvirsear a mea din jumătate de an în coațe de la Tirana, pe căi, să spunem, oficiale, mai oficiale, care vin și fuvirsesc. Ba șef de-a mei, ba profesor, ba colegi, nu dau numă. Protest adresat directorului INI pe Daima de Adun, WordPress, pe blog, la țel zboar mea îngripsit. Protest adresat, eu știu care sunt oamenii, că știu după îngripsearii. Protest adresat directorului Muzeului Literaturii Române, domnule director general Dâții, vă atrage respectuos atenția că evenimentul găzduit de Muzeul Național al Literaturii Române din data de 9 august anul curent și intitulat Statutul de Pace de la București, 100 de ani, consecințele acesteia pentru a români, care se dovedește a fi o dezbatere pe marginea respectivului reper din istoria românilor, este organizat de către Federația Liga Românilor din România, împreună cu Societatea Culturală a Română. Aceste două entități sunt cunoscute ca fiind printre promotorii de vază ai curentului neo-armânist, care duce o campanie de ședințată de susținere a ideii deosebit de periculoase, că România ar fi un popor separat de cel român, vorbitor al unei limbi neoromanice separate de cea română. Prin urmare, considerăm că Muzeul Național al Literaturii Române, ca instituție fundamentală a statului român, nu poate găzdui un asemenea atac la istoria națională, și mai mult trebuie să se delimiteze clar de organizatorii acestei manifestări, care, în virtutea dreptului la liberă exprimare în societatea democratică românească, ar putea avea loc la sediul uneia dintre cele două entități amintite. Tora urmează foarte bun, că ea spune numai mea și are ca un fior. Considerăm că prin prezența domnilor lectori universitari, doctori în istorie, Aluarnalul Tuseaște, un bagă intenționat, omul care a scris și știe, eu fiu doctor în știință, pot fi unul istorie, dar o băga și ca să zic oamenii că astea scrise de, repet, considerăm că prezența domnilor lectori universitari, doctor în istorie, Marius Deaconescu și Enache Tușa, ca reprezentanții unor alte instituții academice ale statului român, nu fac ce decât să conferă acestui eveniment prețioasă a legitimitate dovedită de către cele două entități antinaționale. Drept care, aluai atenție, solicităm public universităților la care predau, în paranteză, Universitatea din București, respectiv Universitatea Obiști din Constanța, să analizeze oportunitatea de unor eventuale sancționări ale domniilor lor în conformitate cu statutul personalului didactic universitar. Voi să fac o precizare. Alex, cred că alătusic, îi băgă Universitatea din Constanța. Eu nu știu, zic și-au se înregistrează, nu știu reprezentantul nici al universității, nici al unor instituții HIU auați în calitate de cercetător și posibil și cercetător privat, pe parazia mei, și ca armân, care ghivusi, studie, îngrăpsi de armân. Deci nu HIU reprezentant al vreunei instituții a statului român. Mai mult decât v-au zis pe românești. Valorile românești și valorile mele, eu sunt cetățean român, născut în România, care are un destin în România, care are o profesie în România, care reprezintă, să spunem, în sfertă de valorile românești, care sunt și valorile mele, dar particularitatea armânească a mea, eu nu pot să o uit. Și cu asta basta. Bun. Mai mult decât atât. Prin faptul că eu am grăpsesc cu cerceteza oația, dar nu înseamnă că eu agudesc cu vârâi instituția statului român, nu v-au dat ca anuală. Cât e că
România, tu România mea mintai, România oferi un casa în ea și la părinții și la păpunea mei, și ca român, ca cetățean român, eu nu v-a să dat canul acesta. Deși în memoriul acel foarte dur care petricu ambasadorul, sunt o acuzații grave, foarte dure la adresa persoanei mele, cu implicații care v-ați dat un timp. Și zice asta public, ca să știi cu toată lumea, și fiorii care sunt oameni petricuți, că sunt și fiorii petricuți, gata să zbura așa, dă-ți-am clar că nu suntem politică și ții, a zburând, ții petricu, au așa 100 de ani, că va lizem tu lumea la altul cu mâinile și va întreba cu ei, ți-a drept voi pe rămâna mea, e lumea, dă-mi ți-va te rămâna că ți-a, că nu fubi sau a ți-a și nasturăm și neasim acasă, și zice, pe noi cu ciumagul, cum va apăram din zburul sfărat rămâneaște? Și alații lucrurile sunt mult mintite. Bun, de mai departe, și zic așiții. Informăm pe această cale, calea și-o dreie singură, că ți-a scris, tu i-ai spune cale și crearea ei, publicul și mass media că Liga Românilor din România și Societatea Culturală Românească nu sunt sub nicio formă delegate să vorbească numele tuturor românilor din România. Dar noi nu zburăm acolo, ții invitații, tu numele tuturor românilor. Noi zburăm numai noastră și atât. Pur și simplu. Deci nu avem nici pretenția că zburăm în numele unei entități, că zburăm în unui grup. Noi zburăm tu numai noastră, a mea, tu și a Enache și a Marius Diaconescu, părerea noastră, fără să reprezentăm ceva, fără instituții. Care în majoritate covârșitoare se consideră partea poporilor români și vorbitoare a unui dialect al limbii române. Foarte bine, nu zice nimeni că nu trebuie să considera și dialectul la lor, da? Vă rugăm totodată să luați act de acest protest al românilor din întreaga lume, care se recunosc ca fiind parte indisolubilă a românismului față de infectarea cu ghilimele de rigoare, tot mai acerba instituțiilor fundamentale ale statului român, la cel mai înalt nivel de către periculosul curent neoarmonist care, profitând de lipsa de informare a celor puși să conducă astăzi aceste instituții, își permit să obțină legitime necesare impunerilor noi de absurde și împotriva intereselor României și ale românilor. Vă mulțumim, autoarea și citorul blogului Zboară ne-a îngrăpsit. Am avut să-i clarificăm, noi nu adrăm oațiva contra statului român. Noi am luat în discuția tiziva, țițării Tora sau Tora și înapoi vână țințățul 100 de ani. Zburăm, tipacea de la București, ți s-a mintă, ți nu s-a mintă și atât. Mai este iaste nica ună dovadă de ți s-a dară dacă un iniș dă-ți părerea sau nu ți părerea. Și lucrurile pe bloguri sunt mult mai urute. Noi și dem, mutrim, ți-am lasă, nu are ceva și ei lucrează și apar lucrurile în instalații și știu că poate să că l-a pus pe bunul sub iadă. Eu nu v-ați mai zburăscu că auați lucrarea mai iaste tipusită și iaste mult lungă, care va sughibusească iaste înuntru, vă zic mașa și ții, până din 913, chiar mâini, funa, gudearii, n-ai mai la aici și ți-a drai când unești, ți-a zburit la ușii când unești, tu hori, ți-a serașiți. Noi vinim auați că nu aveam niște zem și vinim nupțâni, că multi fumei nu vinim. Neșul Nicolae Bălcescu și acoți în pitricură alța uști bâna cu stanța. Neș cu stanța și îndrâsi un laricolii al cadrii, îndrâsi neasi, îndrâsi neș cu tati și cu Lali Mihali. Neasi tu cadrii la terzi, vedem, eu ia asti locul. Când uneasem acolo, mă trim la Mihali și cu tati, îndrâsi locul și eu lipseam noi să ne adăziem și când îți turnară înapoi, îndrâsi tu vârgării, iar întrebarea noastră, cum e asta acolo? Îndrâsi, ia asti multul loc. I-a stipat din multă, mai i-a stipat multă dezordine, ghifțâii, cum înseamnă, că noi, dacă înțeleg ghifțâii, nu zicem ghifțâii, că i-a stipat dezordine. Și apoi a zis la Mihai Fugitul America și tate vine cu noi, auații. Însă m-a ținut lipsa de vinima oa, că nu auații era cu partida noastră, i-a stipat una consemnare a lui, sau un, eu știu, un zbor al lui, zis-o în ea. Dar apoi, când unești, nu mai a zburit cu alți auși, îi zis-o. Vinim neasem din alutăm pe polim de chirurgia câte fumei. Iar ei în viziune ca un alatusi, tarmânami. Apoi era vas să discutăm, să zburăm lucrurile, cum fură în contextul acel de toate aietă. Auații putem să dăm și un lucru bun din statul român, câțe? Creatorul român fu singurul sau protul creat care lua problema rămasă tu mâini, zis că indiferent cum o luă, indiferent cum o luă, îl luă pe noi de acolo, ne-a dus auații,
dacă cu curul la nostru loc, ma noi, auații, amintăm câțe, câțe nu, n-ai maghini și limba o ținut maghini și adeți și adăzli. Câțe, ca ușa noastră, când vine la auații, păpânii și stripăpânii, îți vizură un cratuc semn. Trebuia să conservă, ca să poată să sână și mișcarea mâinilor, după sema și după anii 67, câțe de aua fuzi. Nu fuzi nici de vârgării, nici de machidorii, nici de gârții. Tu grății nu poate să zburească canul. Aței strim de gușii când altul de-a mâinii fug și vizum, pe vizuie pe greț, cum s-a spart și cu mult andrihiști. Sunt andrihiști nu numai cu armânia lor, ca și cu armânii care e de tu altă, de tu altă crat. Asta veară, cu puțin fugim de Curușova, tu vărgării vin după autocar grețești. Când vine autocar, lui Iisuțea ți-a drag și că nici au fricții, că armânii va ține să-l cască locul, lucrurile se știu mult ghini. Cum vin ponzii, vin iavinară pe armâni și sunt auații băgaiul. Băgaiul, multe texte ți sunt de cărțile, ți le aflai miniși. Acoții aduțeau tu discuții lăuria de acolo. M-am mult decât atât. Când vin la oa, după un in, 20 ținții, 26 până în 33, cât zic toți, vinim ca cetățeni români și politica aia statului român, mă sunt mulți politicieni care zic, noi nu înțelegem colonizarea asta, cu macedo-românii care nu cunosc limba română și care se comportă ca niște barbari, auații, iar un lucru care noi va să-l zburăm și zicem, câți ații dățeau, mă, că atât era la unison politica asta. Dar aia, mai este un lucru, de tot armâna mea din Balcan, care dățeau ușii, n-am părțâră ca unul copii de oi. Tu ținții craturi, aveau poli întuiale, vreau să ne până la lale, nu puteam că încăftau aței pașaportul, nu-l aveam. Că noi nu aveam cu pașaportul, nu ziam cu gumarul, nu să aveam pașaportul, că erau cu oile, când se trasară granițele, pașapoartele, mâinii nu știau de ele, că mulți nu aveau nici carte. Așa avea aerăt atunci, era, aței era buncatora, aveau carte multe și erau cu toată Europa, aței nu aveau, erau... Ei că erau comercianți, că erau picurari, oameni care aveau mult în amuze și țineau de aradă. E, auații astea, că ței imași, ținții 6% de câți armâni erau acolo, zâții, pe filiera națională, că este un curent care, într-adevăr, identifică specificul românesc, e adevărat, este auații și Nicola Seastră Lindis poate să zic, este un greșeală mare, să-i separăm de armâni. Ziceam că nu am rudit limba cu ația română, că este n-ai mai apropiat de ația română, cum este un mare alacusi să îi studiem pe armâni ca români. Că nu este așa. Ei sunt au niște particularități pe care azi foarte mulți oameni din cercetare le fovirisesc. Ce trebuie să se ție să studiezi acum după 80 de ani? Suntem români și atât. Mi se pare o viziune mult prea reducționistă și simplistă și trunchiată, zic așa, zic, hai să vedem, ne-a putem să discutăm statutul nostru, putem să vedem țihim, noi țihiți, voi cu țihim, și evident că sunt elemente de legătură foarte multe. Ama nu așa, cu fuvirsiarii, cu aurilări, cu ancăcituri și cu multe lucruri care au ca efect fuvirsiar din toate locurile. Papoia, este un carte, nu știu, masu ghivăsit, al lui Maria Bedivan, pe urmele unui colonist român. Și acum, Maria Bedivan, care gânea ațeale... Maria Bedivan este la altul, sau? Eu nu-l cunosc pe Săruna. Eu luai cartea de la... luai de la... Ioana Dănilă. Masu știi? Deci că este cu voi soi. Și apoi chiar am și auații și Nicola să duce aminte de pasajul acel, ți-l băgai cu carte, că atunci când îl pirmitusea Maia, curgeau lăcrii ca un arâu. Păi cât se curgeau lăcrii ca un arâu? Curgeau de tot. Și armânii care vin la auații, oficial zicea, vin cu țara noastră mamă, în realitate zic mulți, pe noi zici, noi ne aflăm autoxiani. Și nu zic eu, zic ca ușii. Care a zburit că n-ai mai bune informații, nu le iai din cărțile, le iai de la oameni care bunare atunci. Deci, și vițin la meu ieșit toată în hoară. Ieșit în hoară cu Gălăceanu și tot armâi mulți, în frâșioț. Eu ajung și o copii căsătorie, ia și cu sigur, Dumnezeu. Bardu, la Vasil Bardu, poetul, zice, nica, zice, am n-auză să se vadă, ai nica, zice, apândesesc că va nerg smor înapoi papadia. Zice, nu pot să se îndau, zice, sufletul, zice, până să nu ajung acolo. Ama la Ibardu Bună, 70 de ani a luat. El trebuia normal să-i român-român.
Da? Au ați așa să zic că vine... Lucrurile sunt nuanțate. Sunt nuanțate și trebuie luate într-o nuanță multu arhati, fără fuvisiare și cu deschidare. Că masă zburăm, să analizăm identitatea, să analizăm sentimentul. Asta nu înseamnă că tine agudește tu cap, agudește tu vără instituții, am atuvără om, am atuvără cu mândâseare. Nu! Și mai mult decât atât, cred că alatul se aia că putem să adărăm mult mai mult ticatul românesc cu noi armânii, acolo e himn noi, e că himn public, e că himn privat, e că himn lui himn, ăștia armâni din România, ca cetățenii români, decât să stăm să ne aluntăm un colan, că tu nu spui aia și trebuie să spui așa, că tu nu spui asta și trebuie să spui așa, că tu n-ai poziția care, un coleg al meu care este mare politician, zice, profesor, ai grijă, zice că în cercul nostru al intelectualilor, tu ești văzut ca un om, un că tu și-ai văzut în zona farii armânești. Și nici care e problema, deci mie. Eu am spus armâneaște, îmi place să spun așa, deci eu am spus zici, da, dar altul birou cu mine, dar pe aia mă așa afară, nu mai spus armâneaște, că nu mai, și iaște, e politician. Hai problema, că noi zicem ceva, am luat iuhim noi, am aflat toată circunstanță, zicem, nu, că zicem altceva, le alăxim. Și mulți profesori de istorie români zic, da, da, știm profesor, dar nu trebuie să știi canță, nu, domnule? Pentru că sunt lucruri care nu se doresc a fi spuse. Și alții care este interesat să ghibusească, va să află. Nicola, zice un lucru mult bun. Stea și ții că îți păstra un coină. Adică o comunitate care, ca din la ter, masul era vaschinat de multul limba. Și noi, vedeți că mulți ne sunt tu balcani. Tu grății, tu vârgării, tu sârbii, tu albinișii. Mă zburând, n-ai imagine armâneaște noi. Tu ți-ar mâine de-a toții, schirurile, stuchescu, câțer, că ei își duchin acasă. Ei că trecură, că trecuieta, trecu pistei, tu iei de lubor, tu iei de acasă, tu iei de a fumeai. Noi puțin de acolo și uneau oacii, trebuia să conservăm ții limba, adesli, arăzile, și tu ții era, cum zice Maria Bădivan, de la Maia și de la Papu. Dar ei sunt ținuși, a zburăm multul armâneaște și mai mult decât atât. Nici ca un lucru bun, ticatul român. Nu l-a închidicat să zburăm armâneaște. Dialectul român, vorbiți-l și aici să ne ajutăm mult, mult. Auați, vedem. Statul român are lucruri buni, care fură de armâni la 1913, a zburăm adenavra doamna Ivantia, de eșecul al Tache Ionescu. Amai el, a dă țiputu. Nicolae Mișu la Londra, a dă țiputu. Și ei primiră, Nicolae Mișu primi mandat expres de armâni. Cum era văzut ca armâni masă, luau mai mulți, poate că la seara mai multă parează, a zburătoare de armâneaște și duchitoare de adeși de arăți. Așa vreo istoria, așa vreo ieta. Nu știm cum era maghinenie, atunci a nitora. Ama, tu este oară de tora și tu este ietă, lipsește ca să ne achitisim un colan și să nu mai aluntăm cât tine de aclo, alantul de aclo, ațel de ațea, eu zic colantă, și nu a zburească aței armâneași, a zburească românești. Astea sunt lucruri care, după prostul meu, după părerea mea, nu trebuie să se întâmplă. Ții, să zicem și a zburăm așa. Ții pe dezvante armânami, cum putem să mai ținem limba lui Dardii și Alimaii și ale Străboaii, și de-aia așa în glot, apoi cum putem să servim statul iuhim, ică himn tu România, ică himn tu Gârții, ică himn tu Arbinșii, ică himn Iuțiu Doc. Și cu aici, cred că lucrurile va le apofăți mult mai ghen, fără încăcitură și fără fuvese. Aristo, timpul ăla este foarte frumos. Poate lucrurile care zise Enache. Tot aș putea, sunt mulți armâni care nu par a ști un lucru, că atunci când îndrepsește că un om a dat zburaște la un simpozion, el lucrează tutat din instituție, sunt mulți oameni care pristipsesc-o că zburăsc cu tu numai la ția instituție. Sigur, nici un xitaxitor nu zburaște tu numai la o instituție. Nici un xitaxitor zburaște tu numai lui. Asta este, cum zic, este A, B, C. Nu lipsește să zbură mai mult tutea cât. De... Doar o clipă, două secunde. Cât se zice asta, că după Tirana, dar în consiliul al meu și zice, nu poți să faci distinție Enache de faptul că ești aici sau că ești cercetător. Tu vorbești, nu e adevărat, deci mine. Aici nu e adevărat, vă contrazic. Și apoi aia, tu, consiliul ăsta s-a scris cu multe lucruri urâte. Îi se dăse până când își pe hiușul rușine pentru învățământul universitar din România. Nu știu mai mai rușine, cred că sunt mulți alți rușine, sunt la mine. Poate și eu și mine rușine până la... Da, am raportul la drag. Și pe trecut, și sunt multe lucruri care
lipsaște sigur spus, ba, nu putem să spunem toată. Alaltul lucru este că alătusim multul când luăm tu isapii, plânzeri care sunt îngrepsite de cari. Niște oameni care nu bagă semnătura lor, sunt niște tia umbre. Și mintea mea este că imaginii să nu luăm tu isapia, că nu trebuie să le agășim. Mai la este că sunt toate armâni de-a noștri, care zic că sunt armâni. Aia este, aia este și lipsește să achecățim că asta e lumea noastră, contusorii. Enache Vuznă zică și altul ziva, că ați mai are nimica un andalumse. Noi am noi himnă milete specială, hima Horia. Cum putem noi să adrăm dau manifestări tu in Iazu, tu in Iuchiro? Pentru Sonia este interesant, sunt himnă milete specială. Asta este bine. Am un, cum să-i zicem, urnimie, Enache. Îmi descu că va să îngreacă mult umaz, bagă tot înregistrările cu auși carileari, să le bagă tu în cartea asta, va să îngreacă mult din noi, din lumea arbunească. Vă scrițem la Arantul Zburător, la Nicola Trifon. Nu vă zic mult din el. Vreau aș să spun cartea... Cartea mai bine? Nu. Nu, e asta. Asta. Exact. Da. Vreau să vă spun un lucru, că le zaruma un peplă chisanva, cartea Nicola, nici prota tu dau ni licinții, tu franceză, de-apoi au așa un an tu brumar foa pridusă de editura Cartier pe limba română, am editura este din Republica Moldova. Cartea asta a adus mari, mari hăiri de armânile din România, că ți-ai spus prota cartii salami neutrală, și care ține lucrurile de tuzică. Și asta este alantă ediție, deftira ediție din limba franceză, care e și iar afrânție la editura Cratie. Nicola îngrepția oaș Psân Chiro, un articol tu Dilema Veche, l-a aflat și au atu cărtică. Au alățim în heamă Numa, el nu s-o alățim. Tu Dilema nu mai era Dilema armânilor după pacea, după Irinia din București. Ați de la Cartier și Gheorghe Erizanu află o numă mult bună de la Gabriel Garcia Marquez, un veac de singurătate, un etă de singurami, și așa că textul Valvideța oa a românii un veac de singurătate. Ți vreau zic de Nicola Mașa Hât, când o zic că va se adară lucrul la estoa, zis-i vazim. Pe hargea lui, pe prazile lui. Asta spune mult. Acum trebuie să venim 100 de ani înainte. Deci, punem între paranteze problema cu cadrilaterul. Adică, situația era complet alta. Adică, să începem cu niște amintiri ale lui Argentoian. Ce se întâmpla în 8, 9, 10 august? Deci, în ajunul semnăturii tratatului. Marghiloman își avea conacul acolo unde este acum, la București, cinematograful Aru, în patru, până la conacul lui, a dărâmat. El dădea mese. Venea cu Orient Expressul. Aducea mâncarea din Franța cu Orient Expressul ca să le dea diferiților ambasadori, miniștri, căpetenii din Balcan. Deci era pentru România, într-adevăr, era maximul care se putea realiza. Acest Marghiloman citea foarte puțin de asta. Era tipul de politician oriental. Citea foarte puțin, însă auzea bine. Și lua tot timpul de ce spuneau ceilalți. Mai erau și mulți alții. Marghiloman nu era direct implicat. Era Titu Maiorescu, care era mult mai realist și care, într-adevăr, a reușit o performanță. Însă consensul exista. Adică, pe cât a fost de supradimensionată problema, chestiunea românească, înainte și va fi după aceea, pe atât a fost uitată în momentul important. De ce? Foarte simplu. Acest București, care era altul decât acum, mult mai mic, poate chiar mai frumos, un șarm oriental, privea spre Occident. Foarte puțin spre Sud. Sudul era mai mult și va rămâne în continuare și a românii pentru români sunt mai mult o dimensiune exotică. Un plus mai oriental, mai exotic și ca mentalitate. Mulți îi numeau corsicanii românilor și așa mai departe. De unde și multe, o mitologie întreagă în legătură cu a românii. Însă, concret, când a fost să fie, în momentul important, în ciuda faptului că societatea macedo-română a jucat un rol foarte important în politica românească, a obținut în presa românească, au făcut tot ce se putea face în momentul în care trebuia o decizie politică, nu au putut face nimic. Și asta o cam știau. Adică când citești pe Murmus, pe exemplu, scrisorile cu tatălui,
care le-a publicat, le-a editat Tanașoca, acolo vezi foarte bine, ei simțeau că s-au dus, s-a spart oară, se simțea deja. Practic, ce se întâmplă în 1913, și acum voi cita cineva din familia mea, care a făcut o cărțulie despre Congresul Românilor Otomani din 1909, era Tașcu Trifon Ciomu, și el începe, el era doctor, făcuse studiile la Lyon, și spune, domne, o problemă, trebuie, ca să avem adevărul, trebuie fierul roșu. Ei, acest fier roșu n-a fost niciodată aplicat în chestiunea românească, nici de a român și cu tot mai puțin de ceilalți. Adică a românii, într-adevăr, după acest dezastru, a fost un dezastru pentru a români, perceput ca atac de toți care erau legați de, să zicem, între ghilimele patrioți sau naționaliști. Realitatea era mult mai complexă. Adică era partida românească, cum ar veni. Ceilalți erau partida grecească. Fiecare își avea rațiunile lui bune, rele. Deci pentru ei a fost un dezastru. Adică ce va veni în Grecia cu Marea Catastrofă în loc de Marea Grecie, va veni la români în 1913, pacea de la București. Ceea ce nu i-a împiedicat să continue. Acel fier roșu nu a fost aplicat. Și asta, de aceea mi se pare foarte important că acum acest centenar al păcii de la București să fie sărbătorit negativ de a români și de persoanele care sunt doritoare de adevăr și care vor să aplice o privire critică asupra trecutului românesc, trecutului României, țară în care trăim, eu personal trăiesc acum în altă parte, dar sunt la fel de mulți români, ca și francezi, ca și neamț, n-are importanță, mai ales la români. Bun. Deci, e foarte important această privire critică. De ce? Fiindcă, într-adevăr, pentru România, România se uita spre Occident. Asta au înțeles foarte bine. Copiii de boieri și așa, deja în 48 au înțeles cu o rapiditate impresionantă. Greu de găsit o țară din această zonă, care se modernizează așa de repede, cum a fost România. Într-adevăr, este o performanță din toate punctele de vedere. Cum s-a franțuzit limba și s-a reromanizat, și așa mai departe, și așa mai departe. În privința asta este exemplar. A românii, toată povestea asta e altceva. E o altă problemă. Nu e problemă. Și această supradimensionare, acolo am spus că trebuie lăsat ca trebuie la o parte. Fiindcă cine erau românii care erau aici în 1930? Cu faimoasa societate macedo-română. Erau în general fruntași, cum ar veni, un fel de notabili, nu? A români, unii cu bani, alții cu activism. Bun, existau deja o serie de intelectuali care au trecut să replici școlile românești, care fusese învățători, care s-au instalat aici, cum era Pericle Papahagi. Erau deja mai multe generații deja de a români, care jucau deja un rol important aici, de multe ori predând greacă sau literatura greacă sau gramatica greacă, nu? Bun. Deci, ei existau, era un număr relativ mic, relativ restrâns, cu care de atâtea lucruri se încurcă, se schimbă. E altă fază. Deci, ca să rămânem la acea fază, acei oameni aveau, cum se numește, datoria de rezervă. Adică, ei erau aici, erau partida românească, au jucat cartea românească. Altă carte, din punct de vedere al afirmării specifice, nu prea exista. S-ar fi putut imagina altceva, dar nu s-a imaginat. Având în vedere că, în perioada aceea, a doua parte a secolului XIX, practic era slavismul, era eventual românismul, grecismul și așa mai departe. Deci, în privința asta, a fost cum a fost. Au fost foarte multe greșeli de făcute, care, dacă citești atent scrierile din perioada respectivă și chiar după aceea, după 1913, mulți recunosc indirect, fac o autocritică, dar foarte discret și indirect. Inclusiv Capitan, Papahagi, toți. Spun, până la urmă, am pierdut, că am pierdut. Că am greșit. Zic, bun, e clar, că o spun într-o frază. Restul nu se ating de problema relației cu România. Lucrurile se schimbă cu cadrilaterul, în care vine un număr important de oameni, fără legătură neapărat cu pacea de la București, de altfel, fiindcă aveau nevoie de colonizarea cadrilaterului, era o problemă foarte precisă, având în vedere că în Constituție, în plus, motivele constituționale aici sunt foarte curioase, ca și Constituția, de altfel, și aplicarea Constituției. Se spune înainte că se aplică Constituția. Deci cu Constituția Română, în care trebuia să fie cetățenia română ca să colonizeze, ca să fie acolo. Așa li s-a dat cetățenia română. Practic, era o situație mult mai complicată, cu mulți factori care au intervenit, inclusiv cu problema munților naționalizați, cu teritoriile care erau înainte controlate de a români, spre exemplu, în ceea ce privește pe epicurari, deci care aveau o relație cu Imperiul Turc, care era diferită, nu? De proprietate și așa. Bun. Deci, e o complet altă problemă care se pune.
Însă ceea ce mi se pare important și de acolo este un eveniment politic pentru mine, acest 100 de ani și acest centenar al păcii de la București, este că, de fapt, ce s-a aflat cu această pace de la București și ceea ce lumea a încercat să uite și de 100 de ani, uită, e că problema nu s-a rezolvat, ci că soluția națională, în general și în particular soluția națională românească pentru a români, nu era o soluție. Faptul că acum românii din România sunt români sau nu sunt români, deci nu se pune problema că sunt români. Bineînțeles, sunt cetățeni români. Bun. E o prostie. Numai discuțiile astea sunt inutile. Și de altfel, îmi pare foarte rău de a observ că și în România acum apare un fenomen care există în Grecia de mult timp. Discuții interminabile și o supralicitare în naționalismul grecesc acolo. Aici, în naționalismul românesc. Ori astea sunt discuții sterile. Fiindcă ceea ce interesează pe români, vorbesc în general, este, în primul rând, să-și păstreze personalitatea, să existe, să poată să danseze, să facă ce vor, ce au chef, ce doresc, și limba să se mențină. Deci sunt tot felul de factori ăștia care intervin, de care trebuie ținut cont. Acum, bineînțeles că a românii sunt ai de toate, în funcție de generație, în funcție de familie, în funcție de relații, de legătură cu statul în care trăiesc. Vă dați seama că pentru lingviști, cum era Matilda Caragiu, cum este acum, este în viață, la dialectologie, nu? Saramandru, pentru care am foarte mare simpatie, ei au totuși o funcție aici, deci ei, dacă în măsura în care vin acum și spun, stai domnule, că ca să stabilești că e o limbă sau un dialect ceva, e un criteriu politic, nu e un criteriu lingvistic. Asta este beabau în generațiile noi de lingviști și în generațiile lor, eu cunosc foarte bine. Asta de la mine încoace, de la începutul secolului 20 se spune asta. Criteriul este politic. Deci tu faci politică în măsura în care tu spui că a română este dialect. Și ce dialect? Dialect istoric. Și așa mai departe. Deci asta vreau să spun. Într-adevăr este o situație foarte conflictuală. După părerea mea, cel mai important este, și asta mă refer la Grecia, fiindcă în Grecia chestia asta, discuțiile astea permanente au fost autodestructive. Adică a pornit de la o situație în care acum 20 de ani a început foarte puternic, nu? Cu vlahofonii. A pornit de la o situație în care în Grecia mai erau încă mulți vlahofoni care spuneau că sunt greci tot timpul. Acum avem tot mai mulți vlahi grecofoni. Au pierdut limba între timp. În discuțiile astea care nu se mai terminau, în polemicile acestea, care sunt excitate inclusiv de a românii fiind un popor printre altele, un popor cu personalitatea lui fără discuție, un popor în primul rând dintr-o zonă care e departe, e diferită de România, adică zona antropologică și civilizațională, din sudul Albaniei, din nordul Greciei, din Macedonia actuală, într-o parte din Bulgaria, e o altă zonă civilizațională, nu e nici bine, nici rău, așa este. Și, într-adevăr, conflictele intestine sunt teribile. Asta cunosc și la albanezi, cunosc și la greci, în funcție de diferite regiuni din care vin. Bun, deci e o realitate și asta facem cu ea cum este. Însă, după părerea mea, trebuie limitate cât se poate aceste discuții intestine și polemici. E chiar o pasiune pentru polemică. Ori polemica înseamnă război și e război intern. Deci, asta vreau să spun. Acum, mai departe, în ceea ce privește acest eveniment, că sunt 100 de ani de la pacea de la București, am observat că, până la urmă, va exista în noiembrie, se va face un colofiu în limba engleză, România în continuare spre Occident, dacă Occidentul nu se prelungește spre România, nu este altă problemă, din alte motive, va fi organizat de universitate, dar va fi probabil pe probleme balcanice. Acolo vor veni diferiți cercetători din Serbia, ca să spună că, până la urmă, au fost nedreptățiți din Bulgaria, că au fost și nedreptățiți de pace. Însă ceea ce vreau să spun este că faimoasa performanță diplomatică a fost până la urmă efemeră. Fiindcă, într-adevăr, tratatul de la București, ce a făcut tratatul de la București, liniile de front, așa cum au fost stabilite în urma celor două războaie balcanice, au fost legiferate. S-a hotărât să face acolo granița. Între Bulgaria s-a împărțit Macedonia. Ok. Dar după aceea, un an după aceea, a venit primul război balcanic. Ce au făcut bulgarii? Primul lucru. Au revenit spre Macedonia din Grecia. Al doilea război mondial. Același lucru. Deci, pacea a fost, această performanță diplomatică a fost bună pentru România, pentru tratatul de la Trianon, după aceea, în care România era privită ca un partener, ca un non-beligerant. E,
asta este foarte important de spus, vedeți, a fost un lucru foarte relativ această pace de la București, deci în privința asta trebuie să fim modești și cu această supraapreciere. Cât privește pe români, în timpul războiilor balcanice, rolul lor a fost foarte limitat, a priori ei erau mai repede pentru o soluție federală și au spus-o și au răspuns-o de câte ori s-a putut spune. Din păcate, n-a fost reținută de nimeni. La un moment dat, Bulgaria ar fi vrut, dar nici ei. Până la urmă, soluția otomană era cea mai interesantă și, practic, toți observatorii serioși occidentali, care erau acolo, care nu aveau interese directe cu albanii în regiune, spuneau că soluția otomană era cea prin junii turci, așa, era unica care era pe decât rezonabilă pentru păsirea Macedoniei. Ori această soluție n-a fost aplicată, ci a fost aplicată realitatea simplă. Deci, așa s-a fost pentru români. În același timp, pacea de la București, deci, se termină un capitol pentru români. S-a terminat. Asta este, n-au înțeles, mulți n-au înțeles, până și acum continuă. Caută cartea românească. Când aud această lege comică, care a fost amendamentul recent, toți sunt români de pretutindeni. În plus, nici Ministerul de Afaceri, de externe din România nu e de acord cu asta, fiindcă încurcă lucrurile, e inutil. Adică vine și seamănă zâzania că sunt acum diferite interese. Ceea ce e o încurcătură nouă, cu acești români de pesutinte. Care nu, Dumnezeu știe ce vor, ce nu vor, n-are importanță. În ceea ce vorbește pe români, eu personal sunt favorabil cererii de minoritate națională, având în vedere că mai există alte 18, alte 19, deci de ce mulți nu au. Personal, nu sunt deloc cu nicio formă naționalistă român, din potrivă. Naționalismul român, într-adevăr, există, este și el găunos ca orice naționalist, însă, din păcate, este mic. Adică, cei care critică naționalismul român, se critică naționalismul românesc, sau bulgăresc, sau grecesc, nu vin cu naționalismul ca și cum pericol ar fi naționalismul român. Ceea ce este ridicol, care au suferit și așa. Acolo este o încurcătură, problemă de... Și de altfel, se observă, atent, că sunt două categorii acum care sunt contra acestei cereri. Bun, sunt unii care vin și spun, dom'le, într-adevăr, suntem români, nu mai avem nimic de spus, s-a terminat cu a român. În cazul ăsta, într-adevăr, nu mai există români, că suntem noi de origine român. Ok, deci nu mai sunt a români. Nu mai există. Dar așa ca privința asta merge până la capăt. Adică el este relativ serios cu privința asta. Și spune, dom'le, eu sunt în așa ca istoric, mă ocup în parte și de a român, dar nu mai este a român, adică nu poți să spui că ești a român și că toți a românii sunt români. Este ridicol. Nu se poate când vezi ce se întâmplă în Grecia, în Albania. Albania este țara în care totuși procentaj a românii reprezintă în continuare o pondere importantă și care vor continua sub o formă sau alta să se afirme. Acum se afirmă, se pierde limba în parte, dar poate să revină. E cazul irlandez, irlandezii, cei care puneau bombele acolo contra englezilor și așa, de multe ori vorbeau mai engleză. Dar asta nu-i împiedica să fie irlandez, adică, aia are Iranul, spre exemplu. Deci, sunt diferite posibilități. În plus, chestiunea asta a cererii de minoritate națională constituie și pentru a român o formă de a se angaja. Adică să nu mai joace 10.000 de posibilități. Că nu poți să fii și una și una și una și alta. Trebuie, la un moment dat, trebuie să te definești dacă vrei să ai, să fii recunoscut ca atare. Cam așa, mai departe scrie carte, sunt multe cărți. Da? Haristoa Nicola, Vrenda Sonie Vasiba mea, vă aflați în limba română tu carte, vă s-a dat un prilips, un rezumat a șipii armeneaștei și mintea mea este să scot tupa din lucrurile care țin mamutul de armâni, mapsân, alanti, vă s-a aflat cu bitisita cartelei și una cronologie pe volumul de balcanice. Tu ai trei stămâni cât ai multul tu cărță și aflai niște câte lucruri care mi-e ciudosuire, niște câte sunt spectaculoase, la vă zic azi. Când o apuchi polimul balcanic, craplul român nu para ducheații sfații și nu para ducheații sfații din lumea armânească. Lucrurile se alăxiră prit ațeacă așchelii care intrară în Turchie,
Ahurhiră nu mai scubisească, am și zvadă în sfântul oameni. Sigur, n-ai mai mulți de ei, ea ței care era legați de cratul omului. Fură vătămați mai mulți oameni, Evantia a văzut să-mi scântii numiri. Vreau să adav bunica un numă câțe. Azi ea steaua Filip Merca, nu știu, ea steaua tu sală. Stră papla lui Mihail Merca, el îi văd, fu vătămat. Atunci când o așchete, gălțești intrarea acolo. Și nu fu singur. Eva Mânzâși de avea una listă de 7, aflați și unii alții, voi aflați acolo tu cărță. Ama tutea este lucrii minară intelectuale a mâni care până atunci România. În afară de asta care fură vătămați, alții fură băgați toa hapsii. N-ai mai mulți de ei de Vedia. Aflați la Constantin Papanace numele lor, voi aflați tu cartii oamenii care fură băgați toa hapsii, duși piparii până sărună. Și Dzurea Edicule și de acolo fură a scăpat din consulul român. Unde ei era Vasile Zeană Soie cu iatul Zeană care iasă și el la Tusala. De la estii lucrii, de la estii vătămări, și mare halat cu opinia publică de aua, adrat de intelectualii români, am alipsat, știți, zicem, câși de români. Liga Culturală ajută multul cu lucrurile acestea. Societatea de Cultură Macedo-Română intră toată această ligă culturală și de atunci să aveară conferințe cu tuturor Vasilea. Era zburât lucrurile astea, așa și opinia publică din România fu sensibilă la situația acolo. Mulți dintre armânii de acolo, care își chirură Casii, Averișa și așa și Malargu, vin erau altul României. Fură ajutați cu prați de cratul român. Nu mulți, am fură ajutați. Fură scoase și trei finiriți au am. Una scrima boația aților care sunt victime. Tu contextul acel, mulți fură cârtiți. Și sfeații țivații, te vine futinit pistip searică, nu mițai. Cățe, n-aveam abzut canoară, fiață nu. Noi armânli, știți cum și le-am vălim. Ațiarii care sunt maxim buni în lumea asta. Ți-aflai, vă zic scurt. Un armân, multul abzut. Anastasie Hârciu. Care îngrepsi una carte excepțională pe lumea bunească. Armânlii, i-am încit în 1936, trapsii cu Aruvelea pe un ministru, ministru de externe, Tache Ionescu, care era șef de arătățină armân. Sigura, știți permitul, nu? Armânul care s-a împulisește pe un armân. Este un istorie veche și este hirul aroș din istoria noastră. Poți zic ca și dip scurtul. Noi n-avem ananchi de extră. Noi himduri. Noi cu noi himduri. Tora, eu învițai de lucrurile astea. A văzut Evantia. Evantia știa, am găsit-o articolul ei, că un armân trapsi pe Tache Ionescu. Dar nu ți-a zis care? Că nu se știa care e asta. Un cercetător român de Iași, Ionuț Nistor, îngrepsi una teză de doctorat pe problema armânească și poligurile balcanice, una teză excelentă. Și acum învițai de lucrurile astea. Este mult interesant ții sfeații și cu Hâciu. El fu arestat, de fu băgat la hapsi. Văzăsi șeva că fu achitat. Câțe? Tas nu scârtească mai mult armânile aței care avea vinută, care n-avea prați, care era cârtiți că România n-a dat rățivat ei. Lipsea, știți, de țem că România nu face niciun protest de vătămările care sfeație. Și așa luara povosea să-l achită Anastasie Hârciu. Ție este interesant, el zise că trapsi mașul un gugoș, și că el vă maș tasisav de boația armânilor acolo cu Parlamentul. Fui mult uminat, s-a aflut și altul țiva, care era în casă la mine. Aveam mutrită de atât ori și nu vițui. Deci aștept să aduc aminte la Vasil Barba, cadră a câtii lucrii din lumea bănească. Analisa de ațelii multii lucruri fu și revista Borloa Nostru. Acolo tipusi un text al Anastasie Hârciu, care se cheamă Apostol și Martir. Fimisia este un textul, este un text îngrepsit la anul 1910. Este băgat tu anii 92-93, tu ținții cu măți. Și când îl luai textul, tu bitisită, este o notiță al Hârciu din 1913, de pe 3 aprilie, tamam, cu zua cu care-s dusi să-l vatămă Tache Ionescu.
Ții-ți țeaua. Anastase Hâciu, Ninti, îți ducă să-l vadă, mă. Tac Ionescu. Tot era tu transă, v-ați vedeți. Este un textul îngrepsit de un om care este tu transă. Și cârtit, ți-ți sfățea te armândii care n-avea drepturi și cârtit că duchea lumea armânească ideal. Astăzi însă, idealul acesta, în numele căruia ne-am jertfit și orice zi am scris-o prin sânge, astăzi acest sfânt ideal se spală. Și suntem un neam trecut în pagina uitării prin sfatul țării, prin energia ei. Adică prin Parlament. Eu îți duci tu Parlament, stăi. Nu știu dacă națiunea adevărată a vrut aceasta. Mă duc să o întreb ca să știu ce să facem. Asta este unul din permitele care le aflau și care ne învirină multul. Sunt un șatele m-am șatie și vreau să vă zic de astea. Este una ciudie că tu aiști polimuri și tu tratatele de Irine, de pace care s-a adrară, fură mulți armâni. Londra, când semnă pacea tu 30 de mai 1913, după protul Polin Balcanic, de la Turchie, băgă vulă Nicolae Bazaria. Tu ambasada României de Londra, era un armân, Nicolae Mișu, v-ați vedeți tu cartea din Băgaie Hipșu și un text al Constantin Papanace, uitați-i din Mișu, faimosul Mișu. Și tu paranteze Misios. Și de-apoi ați malargul Papanace, ți vă zic că greții iară nevântă mare. Dar Mișu era armân. Nu era grec. Amanau, când nu ne arisești, ți-a dar un armân, zice, e grec. Mișu era armân. Maiorescu îi zice, ți-i sadară, el feați lucrurile astea au făcut iar tu conferință, am anheamă, m-am plăt duchii câțe inate aestea în Papanace și la alții mulți armâni câtă Mișu. Câțe că tu, cireșar, Mișu în grăpția al Titu Maiorescu, him întribați, dar nu dă-ți ridicare, him întribați, v-ați aflați actul, actul tu carte, him întribați, maca nu him simfoni, să alăximă iamă lucrurile. Să nu băgăm, să nu hidzem cantonul acel armânescu la arbinușie cum vrea statul român, hai să-l hidzem la gărție, că gărția v-a dat dreptul la armă. Mai ales cu apă îndăsești în rând și zății, nu, 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 la arbinușia. Și de-apoi, după Nica, un mes, Mișu îngrepsește iarăși zății, aua, mărlii puteri, uvor gărția. Și ei zic că maghinii armânii streacă, pindul streacă la gărția, că v-a lăda în dreptul. Te-aua inatea mare al Papanace și te-aua imaginea care o are Mișu, tu grății, la armânii de acolo. Cu câtă perifanie mi-a spus un lalea meu, ți-i îngrepseat în carte, un venizel o să-l bășe Mișu și-i zice, eee, cât a dragi timiti grăția. Atât mintimeni eram noi. Și tu delegația ția română, care băgă vula prin tratat, Titu Maiorescu era de arădățină armână, Tache Ionescu era de arădățină armână, Constantin Disescu era de arădățină armână, jumitate din delegație era armână. Protul ministru al Serbiei, Nicola Pașici era armân. Isculirii te armân, Serbia. Prot-ministru armânul Pașici. Aestea este sigura istoria noastră. Tora, vreau să vă zic că aveai și niște lucruri interesante care îmi cheamă mai pozitive, care țin de armânii care fură un turneu european. Mărații, salutare multul. Ei băgară tu protatesii dau soluții. Una era a lor, soluția lor era lucrat Macedonia Tituț și era una soluție echitabilă, a Macariu vrea că nu vrea Cană, mașa mâinilor vrea. Era una soluție bună că ție că Cană nu era manghios, Tuți era Isa. O băgare șalantă tu căftările lor, ația ca cantonul armânescu care va s-a dară să treacă la Arbinușia. Deci, știți, sunt de la limpidii, asta ginea din afară din România, ginea de la Cratul Austro-Ungra, câțe, că ți-i duchea ca o mare problemă cu slavii și maca aveau mari probleme cu slavii, ți-a dat. Iar juți pe aței care sunt un contra slavilor, adică pe arbineși. Permit care se față de atât chiro. Țifu încheamă contribuția armânească la asta, mai ales cu căpta un arbinușie mare și armânii Sibă Hipța Clo. Armânii era, cum sunt tu ei, alățirea, un stat arbinesu român.
Bun, eu-s dusi delegația asta, eu-s dusi prota Budapesta, de-apoi Viena, de-apoi Paris, de-apoi Londra, de-apoi Berlin, de-apoi Roma. Acolo feații răcăftări, ti cratul ăsta autonom Macedonia, i eventual ti soluția asta cu Arbinușia. Fur ascultați, fur ajutați de cratul român, de personalul diplomatic, fur ajutați și cu prați, cu misiunea asta, dau 12 zanți de lei. Alba Lipșaște Zățenca a avut o poziție proprie. Eu când eram mic, aveam imaginea din intelectualul armân care îți vindui, nu știu, țeatră. Aflai țările astea că nu futa mama și pentru sonii, o ajutare lumea armânească, durură de ea și vreau să vă să spun niște lucruri. Dit cărțile al George Murmă cât a fensul și cât e fratisul. Eu-s duchiaște un mare învirin, ti ții sfații. Cu iertare că nu am pus nici textul. Tora. E. Cu textele publice, Murnu, pentru ursini, am în România, m-a afirit. Tu cărță, lucrurile sunt cu altă soie. Care să aveți cartea, puteți deschideți la frânza pas prin ghiț. Și apoi este una protă cartea lui cât fensul. Ziția oa George Murnu. De a fi însă România trează și pregătită ca să poată profita de un asemenea conflict, defterul pori în Balcanii. Până acum ea s-a arătat chineză în politica europeană. Toată lumea râde și ne deplânge. Chiar reprezentanții noștri oficiali recunosc gafele politicii românești. De apoi am amânat a fratisui, dar ce putem face noi mai mult când nu avem la spatele nostru câteva sute de mii de baionete? De vină sunt cei din București care n-au știut pune chestia la vreme. Vinovăția lor o știe azi și o recunoaște ori și cine. Că România a suferit o înfrângere din cele mai jalnice, nu încă pentru ea. Nu numai a părăsit în chip laș elementul macedo-român, pe care l-a legănat ani îndelungi cu speranțe, ci a pierdut interese mari naționale. Voi vă ghivăsesc cu mica nesfântii lucrurile, că ați vedeți că aici intelectual care multe ori timp cărtiți pe ei, adrară țivartii lumea dumneavoastră. Ne vindură. Ești adrară, intelectual. Nu, aleafri, nu aleafri. Ne vindură. Nu ne vindură. Este o scrisă politică. Nu și Tuliu a dat se publică tu România. De la România cerem să ne, salvezi, să ne salveze moralicește. Căci dacă ne va pierde, aceasta ar fi o lovitură pe care o va simți mai târziu. Noi nu vom pieri ca neam, dar va fi o rușine pentru partea mumă. De-apoi, stere diamandi, vom începe noi a românii să privegim. Blestemul nostru va cădea asupra celor care au avut putința să ne apere și nu ne-au apărat. Tora. Realicea nu e și cum vor ei. Ama, divăsia seara un document, unele din nostri nauspră, și nu știu cum nu-l ghibăsim până tora, este memoriu care îl feații delegația armânească la Tratatul de Pace din Paris, una din Austin-Austră. Delegația de acolo fu comandosită tot de Gheorghe Murnu. A, mi-a greșit spânzând, rota delegației era Gheorghe Murnu, Iuliu Valaori și Nicolae Papahagi. Tu delegația din una din Austin-Austră fu Gheorghe Murnu, arhitectul Arghil Culina, inspectorul școlar Nicolae Tacit și secretar din delegație era Tache Papahagi. Tu memoriul a lor și Alexiră mintea că ftară un canton armânesc cu tupin independent. Ți va zic că Alexiră, ți căfta au așa 6 ani, Alexiră și își zăsiră mintea, drept maestră. Și de-a poa țin grăpseaște tu acel memoriu, un lucru care nu știam și nici nu știu eu este acel memoriu, pitricură în memoriu de protest, un în 1913, la chiverința română și protestară la ții sfeații, la Irinia din București. Aia este realitatea. Și voi vă zic că până tu sonii, oamenii ăștia sfeații în Borgea te amâna. Care are chefii șchirov, mânii tahina, la naugi unitatii, la felul la mărință. La groapa al Murnu și al Valaori. Care are kilo.
Nu voi să zburăsc cum a largul grăhim și emoționat. V-ați bitisesc cu cuvântul ăla, ați bitisi. Vreau să zic mași că aveam tuminti să avem un cuvânt juridic, o aveam plăcăsită Chirana, cum sunt tu cărțile ațele, că știți, a este garanții care le-a vrut armânii, nu fură tu tratat, fură tu miscântii cărță, care fură aforia, care nu fură parafate, ei astea îmi permit. Chirana n-a avut chiroama în taxi că v-aș ducă xitaxarea mă arătuși din toamnă, când v-ați fi băieții mai stă xitaxarei, v-ați putem să suscutem tu padii. M-ați vrei să-mi dau zboară tia? Ia stiți-vă care nu-i bitisit. Mi-a zis acorhită. Nu voi să desum la un cuvânt când am concluzia certă. Că mutri ai sutratat când a fost ratificat, intră în vigoare în decembrie 1913. Ai zis scrisori, sunt de fapt o corespondentă purtată între Titu Maiorescu și anumiți reprezentante ai statelor care sunt chiar tratatul. Deși ulterior zisele că ele fac parte integrată din tratat, dar nu există un act din care se rezultă acestul lucru, totuși ele produs efecte juridice, pentru că în baza lor deschiseră școli, biserici, în Serbia, Grecia și așa mai departe. Și ca și Alexandru, tot când am polisit cu lucrul acesta, a divulsit întâi documente care trebuie să sintetizez, să aduc o concluzie finală, ca să dau totuși, nu pot. Bine, avem tățarea exact. Atacă din toamnă. De toamnă să avem o lucrare cu o analiză profundă, cum ați dat și țintez cu lucru juridic. Din punct de vedere... Avem mai încă și perspectiva asta juridică. Pare rău că nu abzătază. Da. V-a văzut tu, Sonia Maș, un lucru, țin drepseaște murnul, tip cărmurile care li feații. Impresia noastră generală este că umbletele noastre n-au fost de prisos. Neamul nostru era necunoscut și oarecum abstract în ochii Europei, prin faptul că nu făcuse cunoscută voința sa proprie. Acum Europa știe că noi existăm și chiar dorim să avem o viață a noastră proprie. George Murnu, 1913. Tăxică cu bitisită, arăsăm chirurgia între băi. Nu știu, desi, duchița, langhea asta, vă așteaptă în pauză. Înainte de pauză, voi mai să ascultăm un cântec. Masa aveți între băi și oați prins lipoasa pândăsească, vă progresesc. Acuția, vă strințem, da? Costică, vine în geamă, m-a amânat, prin care îi stusesc unica noară, aia este cărtică care a ieșit din hargea lui. Costică. În celelalte state balcanice, cum e interpretată legea de la București? Mă gândesc că, ca să ai o cunoaștere despre toate la București, perspectiva armăneană și românească, te invitam și la ceilalți. Ei, ce mitologie națională au vis-a-vis de asta? Pentru pacea de la București, răspund așa mai complicat. Există, imediat după pacea de la București, au fost câțiva care au zis, domnule, trebuie revizuită pacea asta, că nu e corectă, nu e justă. Pentru Bulgaria, pentru Grecia, ar fi putut să aibă mai mult și așa mai departe. Au fost, deci, discuții pentru revizuire. Și ministrul de externe al Rusiei, care era deja, nu mai era ministru, dar notează în jurnalul lui și e citat această observație a lui, e citată, urând ce vor ăștia să revizuiască. Mai ales rușii erau pentru față de Bulgari de o revizuire a tratatului. Să zică mulțumesc, să zicem noi mulțumesc, noi că le putem. Acest tratat a fost făcut de o putere locală de acolo, că l-au făcut ei. Că tot împărțirea Macedoniei era nejustă. Și masacrele care au avut loc acolo sunt absurde. Și împărțirea a fost nejustă. Deci acolo vezi foarte bine că, de fapt, România, dacă a avut onoarea să o facă, e că ceilalți nu au vrut să o facă. Fiindcă de 50 de ani încoace, atunci, în 1903, că toată lumea știa că e o încurcătură în Macedonia. Macedonia devine și tot felul de expresii de cu Macedonia, de devine și mai departe. Deci a fost delegată România, a picat pe România. Celălalt pentru Sofia, pentru Bulgari, pentru Sfânt, pentru Greci, România nu era luată prea serios. Cum și tratatul de la București, adică tratatul le convenea sau nu le convenea, dar nu e prea serios acest România ca putere. Adică
Pentru ei este clar că erau marile puteri care în mare au decis, prin România. Deci e o situație ambiguă, ca să zic și eu. Bineînțeles că principalii perdanți au fost Bulgaria, asta este sigur. Albanezii, care sunt, aveau un destin asemănător cu al nostru, au scăpat în bună parte grație Austro-Ungariei și a altor mari puteri care au zis să le facem totuși o stat. Se există, calcul pentru sârbi și pentru greși, dar nu existau albanezii. Și acum, în discursul naționalist sârbesc, albanezii sunt, de unde au venit ăștia? Din munți, dar de unde? Nu există, încă puțin și au venit din altă parte, marțieri. Pentru greci este Epirul de Nord. Epirul de Nord a fost un agrecesc. Deci albanezii nu există în discursurile maximale naționaliste. Deci, ce să zic, românii, într-adevăr, au o situație mult mai complicată, dar pentru celelalte țări, această pace de la București e foarte ambigu. Până la urmă, această pace nu a rezolvat mare lucru. Fiindcă au venit după aceea cele două războaie și a venit și al treilea război balcanic. Situația acum din Kosovo, spre exemplu, și așa, este o consecință a acestei împărțiri a așa zisei Macedonii, practica Turciei Europene. Deci cam așa. Țin la Zâșul, sunt mai multe întrebări, mai aici în Gipsi, v-ați scris pentru un avant de Arată. Ma, din tot avantul, aici cu altul, nu specifica. 2013, v-a zis că suta de ani va să ufilisim și publicăm și să traducem în limbile țărilor din zonă și scritrițăm aceste carte, Simasia a Iriniei de la București cu Nau 113, la toate parlamentele regionale. Dacă, așa cum nu se știe București, țipura Nau 113, așa nu se știe nici Belgrad, din naua lumii care e închisit după nauzăți, nici Sofia, nici Atena, nici... Vă zic că iaste un descredere care putem să obținem. Merg, de-a luat situația este lucrurile, până cu octombrie, să scutem Alexandru articole de consiliu științific serios, să publicăm și spiritem tiștiare. Tiștiare de nării oameni, nărul bărnul care ieșiși cu mânduseaia și cu acolo regiune, să spunem ea tiștiare. Lucrul la nostru nu-i BTC. Deja în noiembrie. Deja în noiembrie. Da, sunt alte lucruri. Da. Cu litare că vă să închidem sesiunea asta cu, îmi cheamă altă soi, Hipșutul cartii Dau poezia al Gica Godi, care este azi dau acum noi. Că ți-ele Hipșu acolo, că ți-e zburăscu de anul 1913 daulic, zburăscu de obsesiile și frustrările noastre, zburăscu pentru soninti mira noastră. Gica Godi nu vreau să zice poezia, așa că v-au plăcăsesc cu Chira, cu Zăcă, și de apa să ascultăm Gica Godi cântând al aestu cântii care te bată. Urâtă dramă, Gica Godi. Urâtă dramă n-a lăsat mirile la treia seară. Oate și groapii tu strițem, tu albă smugii demă. Sere soarte, blestimată, care nu dea de suportăm, fărne oară peste iedră, iuva locul să luatrăm. Isturii în fărmăcoasă, iuțidonă pe tricou, mași pripcheța ne dimoară, mași traclonul de tricou. Dușmani ca ormină cormară, vatra popânilor bluisită, dipurtăm casa tu trastul, iuva, iuva nu avem ursită. La anul trespră nu știu pace, câși cu naimar li blestem, naima mare activă sfeață, Doamne, vatra smechirem. Asprânziți ca pui de cloci, n-ampărțăm prin văsilii, când adrăm pe văsi la locului, vitrâzem din mărmărtii. Care nu blestemă la Doamne, care să alăgăm din prag în prag, tot vinturile să ne bată, să avem casă piciumam. A este metaforă, zici că este un genială, cum zice și Alexandru, să avem casă piciumam. A este un destul la noastră. Ora va să avem când titlu, va avem Gica Godi. Ia să-ți iei, vânza 34, cu tristicul.
Thank you.